articol val de reacții după ce Viorica Dăncilă l-a atacat pe Florin Câțu. Florin Câțu a declarat că scăderea ratingului de țară de către Moody's a fost cauzată de criza de coronavirus. Viorica Dăncilă și-a exprimat în mod public dezacordul față de noua guvernare și măsurile luate de actualul ministru de finanțe al României. Scăderea ratingului de țară pentru România e doar parțial generată de criza coronavirusului, cealaltă problemă e ineficiența actualei guvernări. În mod evident, managementul economic al guvernului PNL nu convinge piețele financiare și agențiile de rating, iar acest lucru se va traduce prin împrumuturi mai scumpe pentru țară și ezitări mai mari din partea investitorilor străini. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai rele, în loc ca decizia Moody's să fie privită cu preocupare, guvernanții noștri o întâmpină cu un triumfalism penibil. Nu, domnule Cențu, agenția de rating Moody's nu confirmă deloc că prioritățile și măsurile dumneavoastră sunt corecte și responsabile. Ea confirmă că România are probleme economice serioase, iar reacția dumneavoastră confirmă că PNL nu tratează cu seriozitate aceste probleme. Încă vreo câteva victorii similare și puneți pe butuci toată economia, a scris Viorica Dăncilă într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook. Este OMS, nu există dovezi că persoanele care s-au vindecat de COVID-19 sunt protejate de o a doua infecție val de reacții după ce Viorica Dăncilă l-a atacat pe Florin Câțu. Sute de oameni au apreciat mesajul publicat de Viorica Dăncilă, însă au fost și persoane care și-au arătat dezacordul față de ce a transmis ea. Mie ești prea stupidă pentru a înțelege ceva din economie. Înțelegi? Prea stupidă, i-a transmis un internaut fostul prim-ministru. Și să ne mai gândim că o să fie bine în țară? Atâta ură și vorbe urâte la adresa unei persoane care a condus un guvern al României. Ne merităm soarta. Nu mai suntem o țară. Sigur avem păieri diferite, dar nu suntem capabili să ni le spunem într-un mod civilizat, a mai scris un român.